Oh, gata, pot să iau pe ea în genunchi. Țac, țac și am luat pe ea în genunchi în mână. Bun, și acum aici, acum trebuie să mă gândesc eu cum naiba ajung acolo jos, să nu mă vadă profa. Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod în care o să facem o farță profei de mate. Așa că să nu uitați să rupeți cu toții butonașul de subscribe, să apăsați și pe clopoțel acolo ca să primiți toate notificările și foarte important să rupeți și butonașul de like. Deci apăsați chiar acum cu toții pe butonașul de like și haideți să vă arăt eu ce farsă i-am pregătit profei de mate pe episodul acesta. Dăm așa și avem farsa cu păianjenul. Mamă, ce o să mă distrez eu. Doamna profesoară, am auzit că ai fobie de păianjeni și am zis, băi, trebuie neapărat să-i fac o farsă cu un păianjen profei. Bun, dăm așa și ia să vedem ce scrie aici. Scrie, învață-o pe doamna profesoară de mate o lecție pe care nu o va uita niciodată. Pune-i un păianjen în cartea ei favorită, mamă. Deci când o să se pună pe citit, o să vadă dita mai păianjenul acolo în carte, așa că o să fie foarte supărată cu siguranță, hudinașilor. Mamă, ce o să mă distrez cu ea, băi. Ia uite, o se pune la televizor. Păi ce faceți, doamna profesoară, la televizor în loc să citiți din carte? Cum e asta? Cum se poate așa ceva? Trebuie să citiți, doamna profesoară. Nu să stați așa la televizor. Ia să deschid eu ușița. Zbeng, sar pe aici. Băi, mă vede, băi, ia bă, nebuna. Hai să cercetez. Nu m-au văzut, dar aproape că m-ar fi văzut. Hai să cercetez pe aici zona, să vedem dacă găsesc păianjenul, păianjenelul. Cineva îmi scria într-un comentariu, Houdini, când o să vină farsa cu păianjen, nu trebuie să faci rost de mânuși, așa că dacă văd mânuși, trebuie să le iau și pe alea. Ca să pot să iau păianjenul, că fără mânuși mă mușcă păianjenul. Păi, deci pe aici nu pare a fi... Am ratat ceva oare? Nu pare. Ia să iau eu doza asta de aici. Țac, să beau o doză. Nice. Deci trebuie să găsesc cartea favorită a profei. Și în același timp trebuie să găsesc și păianjenul. Pe aici nu pare a fi nicio carte. Dar mai caut, mai caut, mai caut. Op! Aoleu, pe aici, nu-i pe aici, da, mă urmărește, bă. M-au văzut cumva, dar nu știu cum. What? Aici o fi, bă? Are ochelarii? Da, bă! Scary, ce scrie acolo? Stai să văd. Nu văd ce scrie, mă. Scary. Scary stories, oare? Adică povești de groază? What? Doamna profesoară de mate citește o carte cu povești de groază? Băi, așa ceva nu cred. Aici este televizorul. Este pe undeva pe sus. Ia uite acolo. Deci stau așa. Cred că am verificat toată partea de jos. Du-te, du-te, doamna profesoară. Du-te, du-te. Stai că mă uit așa, bă, cu coada ochiului. Bun, cred că am scăpat de ea pentru o clipă. Deci aici am fost. Mamă, băi, ce bagă ea exerciții acolo. Ia uite-o cum dansează. Forță. Le știe, bă, profa de mate, bă. Mamă, mamă, ce le știe. Deci pe aici am fost. Mai era, când am fugit după profă, mai era încă o ușă. Eu am intrat, mi se pare, pe ușa din dreapta și parcă mai era încă o ușă. Acolo ușa aia mă duce sus. Stați și ea să verific toată zona. Da, uite aici așa. Da, deci mi-am adus aminte bine. Mai era încă o ușă. Ah, dar mă duce în același loc, nu? Adică nu chiar în același loc. Sau ba da. Tot pe aici pe undeva ajung. Deci ajung pe unde am mai fost. Ok. Trebuie să găsesc neapărat mânușile. Deci asta înseamnă că trebuie să mă duc acum la etaj. Pentru că pe aici pe jos am cam verificat totul. Prin bucătărie. Ia să vedem. Stai să dau right așa ca lumea. Că aici văd că sunt multe obiecte.
ceva mâncare, bă, nu-i nicio mânușă, deci mă duc la etaj. Op, op. Deschid ușița. Aolo, aolo, de cine am dat eu, bă? De cine am dat eu, bă? N-am mai fost atent acolo în partea din stânga sus. Și ghișe, m-am întâlnit cu profa de mate și a pus biciu pe mine, ca să zic așa. M-a prins imediat, băi, ticăloasa, băi. Ai, 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 nu mă așteptam la chestia asta, dar uite că se poate. Uite că se poate. Țac, dăm din nou și hai să vedem încă o dată cum se uită profa la televizor. Dar nu înțeleg de ce nu se duce direct să citească, băi, dacă practic asta e farsa. Adică gen ar trebui să înceapă să citească și ea, să fie supărată după aceea că am întrerupt-o din citit sau ceva de genul ăsta. Așa, doamna profesoară, du-te pe acolo. Că eu o să merg pe partea asta la altă. Lasă că știu eu drumul către bucătărie. L-am învățat pe de rost. Dar sper să nu apară de undeva nemernica. Mă duc așa pe aici, țac, țac. Deschid ușița și hai să vedem acum unde ar putea fi mânușile. Vreau mânușile. Aici este baia. Unde naiba sunt mânușile, bă? Cheiță. Unde naiba? Bă, ce stai, bă, stai? Op! Ha, ăsta-i păianjen, nu? Mama mia, deci ăsta-i păianjenul hudinașilor. Ai de capul meu, cred că o să fac o criză profa de mate dacă îi pun ăsta în carte. Direct poveste de groază primește. Dar unde naiba or fi mânușile alea? Aici pare a fi un dormitor. Am nevoie de mânuși, bă, o lanternă. Unde naiba or fi mânușile? Aici e camera aia cu ceasul. Deci n-am văzut nicio mânușă până acum. Aici este sala de muzică unde dansează profa. Mamă, vine la etaj. Vine la etaj nebuna. Pe aici cu siguranță nu sunt mânuși. Deschide ușa, bă. Gata că le-am văzut, cred. Uite-le aici, bă. Ăla-i, bă. Mamă, mi-am luat mânușile pe mână. Și acum pot să mă duc să fur păianjenul. Singura mea problemă este că e profa pe aici, bă. Ia, oh, e acolo, e acolo. Țac, țac. Mă întâlnesc acum cu ea, parcă văd. Dau nas în nas cu ea, e pe undeva pe aici. Închid ușița. Bun, și unde mai era păianjenul acum? Ia să vedem. Oh, se duce jos, nice. Oh, gata, pot să iau păianjenul. Țac. Țac și am luat păianjenul în mână. Bun, și acum aici, acum. Acum trebuie să mă gândesc eu cum naiba ajung acolo jos să nu mă vadă profa. Urcă pe partea alaltă. Ok, deci asta înseamnă că trebuie să mă duc repede, repejor pe aici. Mamă, haide mă, sari mă. Nu pot să sar, deci nu mai pot să merg pe aici. Unde-i profa? A, o s-o pus să doarmă. Moță e, bă, profa. A, dar s-o dus exact acolo în camera, bă, cu caietelul, bă. Mama mea, s-a pus să dorm acolo la caietul ei, caiet, mă rog, la cartea. La cartea ei, bă, cu povești de groază. Oh, am ajuns direct la cărticică, hudinașilor. Deschid cărticica, i-am pus acolo păiangănul. Și fugi, hudinii! Mama mea, că nu m-a prins, bă, am scăpat. Am scăpat, hudinașilor. Oh, și m-am tirat acum. Aolo, sunt low energy, dar nu contează, pentru că profa a deschis cartea groazei și a ieșit Dita mai păiangănu și i-a sărit exact pe fățău. Mamă mea, ce supărată era, băi, cum i-a sărit păiangănu direct pe față. Mamă, cât de amuzant. Hudinașilor, cam asta a fost farsa, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut să-mi scrieți acolo în comentarii și eu să-i mai fac farse profei de mate. De asemenea să nu uitați să rupeți și butonașul de like și de subscribe, un follow pe Instagram hudini.insta
și un subscribe acolo și pe primul link din descriere, pentru că este canalul meu secundar și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!